Și este foarte interesant că această nenorocire pe care noi o vedem descrisă în capitolul 1, venită prin aceste lăcuste, prăpăd total, da? Foc, ardere totală, distrugere totală, nu mai aveau ăștia mâncare, nu mai aveau, ni se aducă la templu, prăpăd, prăpăd total. Acest prăpăd vine de la Dumnezeu. Sunt oameni care spun și eu astăzi cu o convingere de 100% și chiar auzeam recent la această televiziune super mega eretică Alfa și Omega, în care un super eretic spunea, cum să, asta e o blasfemie la adresa lui Dumnezeu, să spui că Dumnezeu trimite nenorociri. Bajucoriți pe Dumnezeu. Da, citește capitolul 1 din Ioel și auzi ce spune despre nenorocirea. Oștirea mea ce mare pe care am trimis-o împotriva voastră. Cine a trimis-o? Dumnezeu a trimis-o. Dumnezeu a fost în control total. Dumnezeu vedea și aproba pe zi ce trece tot prăpădul, toată nenorocirea care mătura tot Israelul. Dumnezeu a aproba și El a trimis. El a încuvințat și El s-a asigurat că prăpădul va fi total acolo. Dumnezeu. Dar tot Dumnezeu ne învață Sfânta Scriptură că este acela care a făcut restaurare. Este Dumnezeu acela care a adus o prosperitate mai mare decât a fost înainte. Citiți cartea Iov. Ei zic, păi Dumnezeu l-a lăsat pe Satana. Știți ce spune autorul cărții Iov, inspirat de Duhul Sfânt? Autorul cărții Iov, inspirat de Duhul Sfânt, spune la sfârșitul cărții Iov că au venit să-l mângâie pe Iov pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul. Iov nu spune, Dumnezeu a dat, Satana a luat, Satana fie blestemat, Domnul fie binecuvântat. Nu spune Iov așa ceva, spune Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Iov își pierdea mințile dacă nu credea în suveranitatea totală a lui Dumnezeu. Dacă eu aș crede astăzi, dacă aș fi carismatic, consecvent și aș crede astăzi că Satana e așa în luptă cu Dumnezeu și Satana poate să-mi facă praf viața, eu mi-aș pierde mințile. Dar eu pot să dorm liniștit că indiferent ce s-ar întâmpla, eu știu că se pot întâmpla nenorociri. Eu cred că se întâmplă nenorociri la mulți credincioși, dar cred că Dumnezeu e în control și Dumnezeu trece cu mine prin valea umbrei morții, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta este diferența, o diferență foarte mare.